sindromul de care suferă cele mai multe biserici, și aici după biserici spuneți de care biserică vreți voi, e sindromul, eu spun sindromul stadionului. Pe un stadion există 10, 20, 50, 100 de mii de oameni care stau și se uită și 22 de oameni, în cazul fotbalului, care chiar fac ceva. Și oamenii aia nu fac ceva doar în timpul meciului, ci se antrenează pentru meciul respectiv. E bine, ce nu am vrea să facem întâlnirile noastre de aici, de vineri seara, n-am vrea să facem ceva de genul ăsta. Am vrea să fim autentici, dar am vrea să fim autentici împreună. Tot ce putem face noi aici, indiferent că se cheamă cântare, că se cheamă jocuri, că se cheamă orice vă imaginați, lumea o face de 1000 de ori mai bine. Nu putem concura cu ea. Putem concura lumea doar într-un singur loc. În a-L găsi pe Hristos. La asta vă chemăm să veniți vinerea seara. Să găsim împreună pe Hristos. Așa că dacă vă gândiți că de acum înainte veți veni și veți sta pe scaun, vă gândiți greșit. Știu că e foarte comod. Și foarte plăcut și foarte ușor. Dar nu este nimic. Absolut nimic. Noi suntem puțini, suntem la început. Așa că avem nevoie de voi, de fiecare dintre voi. Nu știu ce vă pune Dumnezeu pe inimă fiecare, dar știu că dacă veniți îl căutați și îl întrebați, sigur o să vă răspund. Tot ce trebuie să faceți să îl întrebați. Dar eu cu ce să fac? Eu cu ce pot ajuta? Cu ce pot să-i ajut pe frații mei să fie mai autentici? Așa că, dragii mei, țineți minte cuvintele astea lor, autentici.